De obicei, în societățile copiilor, se creează tot felul de uh, situații uh -huh. în care apare câte un copil exclus. Poate pentru că e mai grăsuț, poate pentru că are ochelari, poate că vorbește prea mult. Poate știu eu, uh -huh. copiii vor găsi motive, să-l excludă. Uh, se întâmplă, să zicem, la grădiniță și încet, încet schimbă, nu? Intră în școală și acolo are groaza că se poate întoarce starea aia îngrozitoare de excludere. Mm -hmm. Fenomenul de bullying, pentru că despre asta discutăm, este foarte des întâlnit și uh, discutat în zilele noastre. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă de mult. Uh, este foarte important să fim atenți la copii, să vedem care este comportamentul pe care îl au în momentul în care se întorc acasă de la grădiniță sau de la școală, pentru că fenomenul acesta apare de la vârste foarte mici și până la poate chiar spre liceu. Și părinții este important să observe comportamentul copilului, să nu îl încadreze la timiditate și atât pentru că uneori există această tendință să considerăm că așa este copilul mai timid și să îl, îl lăsăm fără să avem anumite discuții cu el. În momentul în care încercăm să aflăm ce se întâmplă, este bine să nu mergem cu banala întrebare cu care suntem cu toții obișnuiți ce ai făcut la școală, pentru că vom, răspunde, vom primi inevitabilul răspuns bine. Uh, și să mergem cu întrebări deschise cu privire la ce i-a plăcut la școală, ce nu i-a plăcut la școală, cum ar vedea lucrurile diferit. Să observăm care este mimica, gestica în momentul în care vorbește despre școală, despre anumiți colegi, postura corpului, să vedem în ce fel uh, și-o schimbă. Tonul vocii, la fel, este foarte important, uh, pentru că astfel. Uh, Putem să îl ajutăm pe copil, atât în copilăria mică, cât și în perioada adolescenței. Și îl ajutăm cum? Mergem în grupul lui de copii și ne poziționăm, dacă te mai prind? Am în primul a... rând, trebuie să vedem ce s-a întâmplat și care este contextul. Să îi spunem, eventual, cum am procedat noi într-o situație similară să îl lăsăm să își gestioneze singur situațiile viitoare, să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat odată ce a aplicat noile metode sau s-a folosit noile cunoștințe pe baza discuției pe care a avut-o cu noi și în cazul în care chiar copilul nu reușește să se descurce singur, să își gestioneze singur, da, este bine să ne implicăm. Să vorbim cu ceilalți părinți? Iar își depinde de situație, dar dacă este nevoie, da, putem să vorbim cu ceilalți părinți civilizat, este aici important să ne aducem aminte că noi suntem adulții și ei sunt copii, să ne conținem și să ne gestionăm emoțiile, să vorbim asertiv și să comunicăm ceea ce avem de transmis, ce ne-am dorit, care este nevoia noastră de ajutor din partea celorla celorlalți într-o astfel de situație pe care o întâmpină copilul nostru la grădiniță sau la școală. O să închidem, deși mai sunt atât de multe de uh -huh. spus. Mulțumesc frumos, Simona. Cu drag.